Motivul pentru care îmi place să înregistrez dimineața este că pot să-mi beau cafeaua în timp ce filmez. Nu sunt convins că stai pentru cafea. Dar îmi dă vibe-ul ăla așa fain, mă face să mă simt atât de chill când beau cafeaua, pentru că asociez băutul cafelei dimineața cu sentimentul așa de relaxare, stai, tu ești pe geam, bei cafeaua, dar tu ești la călduț, că mai frig afară. Azi vedem cum putem să transformăm orice cameră, orice imagine din orice cameră, video, foto, mă rog, și alea foto pot filma, să arate mult, mult mai cinematic. Cum putem trece de la asta? Sau de la asta, la asta. Primele lucruri pe care trebuie să le avem în vedere, indiferent cu ce cameră filmăm, trebuie mai întâi să o dăm pe manual. Nu mai folosit tot felul de setări, nu, full manual, să aveți control manual asupra setărilor. Majoritatea camerelor, cred că 95% din ele, au control manual, așa că dați, învârtiți de rotița aia până la manual și hai să vedem exact ce ne trebuie. În primul rând, ceea ce contează cel mai mult la o filmare cinematică sunt shutter speed-ul și frame per second, FPS-ul sau cadre pe secundă cu care filmăm. Majoritatea camerelor pot filma 24, 25, cadre pe secundă 30, 60, sau poate chiar mai mult. Ideal pentru o filmare cinematică este să avem 24 de cadre pe secundă. Așa sunt făcute filmele de la Hollywood pe care le vedeți, ale sunt 24 de cadre pe secundă. Aici este valoarea de aur cu care noi trebuie să filmăm, aia e valoarea pe care ochiul uman o vede cea mai cinematică. 24 de cadre pe secundă este cel mai cinematic pentru noi, așa suntem obișnuiți, așa vedem la cinema, așa vedem peste tot 24 FPS. În cazul în care camera ta nu poate registra 24 de cadre pe secundă, dă cea mai mare, dar cea mai apropiată valoare în același timp de 24. Dacă nu poate 24, poate 25, dacă nu poate nici 25, atunci 30, de 30 mai departe de 30 nu poți să te duci. Și apoi în postproducție poți să arunci video ăla de 30 de cadre pe secundă într-un timeline de 24 și nu o să se vadă așa mare diferență și o să-ți scoată un 24 de cadre pe secundă destul de accurate, destul de ok. Și acum, următorul lucru foarte, foarte important este shutter speed-ul. Ar trebui să fie cel puțin și cât mai aproape de dublul FPS-ului. Câte cadre pe secundă ai? De exemplu, dacă filmezi 24 de cadre pe secundă, următorul cel mai apropiat ar fi probabil 48 sau 50. Nu la multe camere poți seta 48, atunci 50 este cea mai apropiată valoare, sau dacă nu 60, în orice caz 60. Cu ce influențează shutter speed-ul este practic cât de blurat se vede imaginea. În momentul când eu mișc mâna acum prin fața camerei, dacă fac acum un cadru, veți vedea că se vede puțin blurat, adică se vede cât de cât blurat. E, dacă eu în momentul de față am să cresc shutter speed-ul, acum shutter speed-ul meu este 250. Acum dacă am să fac un cadru, dacă fac un freeze la frame, o să vedeți că se vede mult, mult mai clar, pentru că shutter speed-ul a crescut. Nu este neapărat o problemă, dar dacă noi vrem mișcarea aia cinematică, blur-ul ăla cinematic natural pentru ochiul nostru uman, atunci cel mai bine ar fi să ținem la dublu. Eu acum înregistrez 30 de cadre pe secundă, pentru că atât poate camera mea, așa că shutter speed-ul o să fie la 60. Asta este perfect valoarea dublă și o să dau și ISO-ul. Și acum blur-ul este din nou ok, este normal, este natural, este cinematic. Acum, ce mai face un clip super cinematic este profunzimea de câmp. Cu toții vrem acel blur în spate, da? Vrem să ne separăm de background, să avem acel bokeh. Ceea ce face diferența între o profunzime de câmp mică și una mare este diafragma. Diafragma se măsoară în acel F, F1.2, F1.4, F1.8, F2.7, F2, F3.5, 5.6 și cât se duce și pe la F22. Obiectivul pe care l-am eu acum suportă diafragmă maximă de 3.5. De ce zic maximă chiar dacă numărul este mai mic? Pentru că cu cât numărul este mai mic, cu cât acel F este mai mic, cu atât diafragma este mai mare. Știu, mi-a luat și mie puțin să mă obișnuiesc cu chestia asta, dar așa este. Acum înregistrez la diafragmă 5.6. Și asta este diafragma de 3.5. S-a mai luminat puțin, poate mă separ mai mult de background. Dacă mă apropii puțin, foarte, foarte puțin mă separă de background. Asta este diafragma de 3.5. Veți vedea că dacă vă luați un obiectiv, pentru că fiecare aparat, mai ales Nikon, Canon, au acel Nifty 50, este un obiectiv de 50 mm. Nu este atât de wide, nu cred că veți putea face vreodată vlog cu el, dar în schimb pentru genul ăsta de vloguri, talking head-uri de astea în care stai doar în fața camerei și vorbești, mi se pare perfect acel obiectiv. Este de 50 mm, 1.8 cred că diafragma sau 2.8, sunt genul ăla de obiective foarte, foarte ieftine, sunt bune pentru portrete, dacă faceți fotografie sau eu știu ce altceva. Și acum, haideți să vă arăt cum funcționează în momentul în care pun un obiectiv cu o diafragmă mult, mult mai mare. Am acel obiectiv de 16 mm, diafragmă 1.4, haideți să vedem diferența. Foarte multă lumină, deci la diafragmă 1.4, deci eu nu am schimbat nimic, nicio setare, nimic, doar am pus obiectivul celălalt, care are o diafragmă 1.4 față de celălalt,
celălalt, care avea diafragmă minimă maximă de 3.5 și uite diferența, deci intră mult, mult mai multă lumină în obiectiv acum. Deci noi avem diafragmă maximă acum, avem 1.4 setat, avem acel blur în spate, deja se distinge, mai ales dacă mă apropii mai mult de obiectiv, acel blur în spate, ce bine arată, dar ce facem cu toată lumina asta? Deci eu nu am schimbat setări la lumină, nu am schimbat absolut nimic, doar am schimbat obiectivul. Păi, în momentul de față putem să ne asigurăm că avem ISO-ul la minim. Acum am dat ISO-ul la minim, dar partea asta de față este încă arsă. Nu mai am ce să fac în momentul de față. Da, pot să cresc shutter speed-ul. Ok, acum expunerea este perfectă, dar am shutter speed de 250. Ce fac acum? Pentru că nu mai am blur-ul ăla cinematic. Deci, întoarcem înapoi shutter speed-ul la 60, ne-am întors la blur-ul ăla, ne-am întors la o imagine cinematică, ok, dar tot nu-mi place că fața mea este arsă. Acum, soluția pe care eu am văzut-o, am găsit-o și am experimentat-o în multe alte feluri, este un ND filter sau ND variable filter. ND vine de la neutral density. Și ce face acest filtru variabil? Funcționează ca o pereche de ochelari, numai că este variabilă. Filtrul aici are două inele. Unul se învârte, unul este mobil și cu cât învârți inelul și are și niște marcaje de minim și maxim și cu cât învârți asta, cu atât el își modifică intensitatea. Există genul ăsta de filtre și care nu sunt variabile. Sunt ok, pot fi folosite, dar în momentul în care filmezi undeva, ai aici în interior, dar e ok, cam controlul asupra luminii, dar în momentul în care filmezi undeva afară, vedem imediat, cel variabil s-ar putea să prindă mult, mult mai bine, pentru că ajungi în zone puțin mai umbrite, poate soarele nu mai este atât de intens, poate e acoperit de nori și ai nevoie ba mai multă, ba mai puțin lumină și sunt tot umbri la shutter speed sau de diafragmă sau să stai, scoți un filtru, pui pe al doilea, nu. Cel mai bine este să investești într-un filtru ND variabil. Eu pe filtrul ăsta mai am un inel negru. Ăsta este un adaptor. Diametrul obiectivului meu este de 67. Dacă nu știți cum să vă dați seama de diametrul obiectivului vostru, bine, puteți căuta pe net în primul rând. Vă las aici o imagine de unde puteți să vă dați seama că este notat acolo pe obiectiv ceva și probabil n-ați știut că aia înseamnă diametrul obiectivului. La fel ca mine, de altfel. Dar filtrul pe care eu l-am găsit, ăsta roșu, are 77 de milimetri ca și diametru. De asta zic și vă recomand că în momentul în care vă luați un filtru ND, să vă luați unul cu un diametru puțin mai mare, chiar mai mare decât cel mai mare obiectiv pe care l-aveți voi în casă pentru aparat. Pentru că există genul ăsta de adaptoare și nu trebuie să vă cumpărați către un filtru ND, fie că este variabil sau nu, pentru fiecare obiectiv în parte. Și eu mi-am luat un adaptor de la 77 de milimetri la 67 de milimetri. Și deja parcă este mult, mult mai bine. Acum nu mai am fața arsă. Arată mult, mult mai ok. Și eu acum, în funcție de luminositate, pot să fac beznă aici. Și pot să măresc luminile. Mai am aici o lumină. Hai, dacă pot să o aduc pe asta. Hai, stai aici. Așa. Și tot e destul de întuneric. Dar măresc puțin. Cam atât. Ce poți să vrei mai mult? Și acum îndeplinim absolut toate condițiile pentru o filmare cinematică. Ah, și mai sunt niște chestii. Nu prea merge la genul ăsta de vlog de Talking Head, dar mai avem astea două. Stai să-mi iau și o față de asta dramatică de cinema. Jose, unde stați la biblioteca? No! Acum, hai să vedem exact cum funcționează asta și afară. Este o zi minunată de iarnă în care e destul de soare afară, cerul e destul de fain și, mă rog, acum am ajuns într-o zonă mai umbrită. Ideea este că, dacă eu în momentul de față vreau să fac vlogging afară, pe o zi luminoasă ca asta, cu obiectivul ăsta, pentru că acum am obiectivul ăsta de f1.4 de 16 mm, vreau profunzimea ei de câmp în spate, dar cum pot să fac rost de având în vedere că am setări la minim. Am 1x60 acum pentru că registrez la 30 de cadre pe secundă. Ce muzică frumoasă am unii în mașină. ISO-ul țin la minim pentru că, na, dacă dau ISO mai mare o să devin și clar din ce în ce mai luminos. Așa că eu în momentul de față, dacă dau diafragma, să o deschid la maxim, la 1.4 și ajung într-o zonă mai luminoasă, na, asta nu prea arată imagine calitativă. Așa că singura mea soluție în momentul de față este să folosesc un ND filter. Și gata! Ia uitați ce profunzime de câmp am în spate. Deci am diafragma maximă la 1.4, am shutter speed-ul la 60,
cum am zis, 30 de cadre pe secundă, ISO-ul la 200, pentru că camera mea nu poate mai jos, nu poate sub 200. Și ați vedeți, dacă registrați, de exemplu, dacă faceți vlog pe un Sony care poate registra și S-Log, vi-l păstrează ISO-ul mai mare pentru acel gama de S-Log. Așa că singura rezolvare pentru chestia asta, și uitați cât de bine arată, este cinematic, arată bine, toți vrem profunzime de câmp în spate, ce trebuie să dată de obiectiv. Ăsta este primul pas pe care trebuie să-l faceți în momentul în care vreți ca filmările voastre să iasă mai cinematice, să arate mult, mult mai bine. Și acum că am ajuns într-o zonă mai umbrită, nici nu mai trebuie să umplu la setări, pur și simplu mai deschid puțin ND filtrul, pentru că este variabil. De asta vă recomand să vă luați ND filter variabil. Când sunteți în casă și aveți control asupra luminii, da, e ok. Dar afară, asta face maxim diferența. Și eventual nu cu soarele în spate. Cam așa. Nu. Bun, hai să ne întoarcem. Și cam astea sunt regulile de bază pentru a filma ceva și să arate bine, indiferent că te filmezi tu. Bine, mai sunt și luminile, dar o să mai vorbim și de lumini. Asta am... Lumina asta pe care am adus-o eu acum n-are nicio treabă. Dar și luminile contează, mai ales când faci vlog de genul ăsta. Talking head-uri, când vorbești în fața camerei. Dar, cam astea au fost regulile de bază în ceea ce ține de cameră și cum puteți face un clip cinematic, indiferent de camera pe care o aveți. Nu uitați, manual, shutter speed, cadre pe secundă, TPS, ND filter, la nevoie. Eu sunt Alin Zvâncă, bine ați venit în 2019, dacă nu ați văzut videoclipul pe care l-am făcut cu Mădălin și cu melodia compusă de el, l-aveți aici în card. A fost un proiect super interesant, o să apară și behind the scenes, o să povestesc mai multe despre procesul prin care am făcut melodia aia, pentru că eu m-am ocupat și de partea audio, am făcut și producția audio, am făcut și producție video și videoclip și tot. Sper că v-a plăcut tutorialul ăsta, sper că v-a fost de folos, vreau să văd din ce în ce mai multe clipuri faine puse de voi pe YouTube sau oriunde altundeva le puneți, așa că ne vedem de acum cu restul din 2020. Ui, am zis mai înainte 2019? Cred că am zis 2019, nu? Oricum, bine ați venit în 2020. Pa!